Baza codului aerian și inclusiv a regulamentelor pe care compania Carpater îl are, practic nu este permisă decifrarea cu alt sistem decât cel omologat. În aceste condiții, aeroportul a procedat corect, a avut în vedere protecția și securitatea pasagerilor din acea aeronavă. De altfel, chiar ei au cerut în prealabil decifrarea, după care au renunțat datorită faptului că nu au vrut să plătească.